cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață după o zi fierbinte în Parlamentul României. La ce s-a întâmplat acolo, m-am gândit că astăzi, în dimineața aceasta, este bine să facem un pic de educație. Cum adică educație făcută de niște băieți buni care au ajuns în Parlamentul României și care sunt exemple pentru tânăra generație și pentru cei mai maturi. Cafeaua. Deci, și pentru cei mai maturi. A venit și cafeaua de dimineață, așa că putem să luăm o gură și să vă spunem că am asistat de la înaltul tribunei Parlamentului la o lecție de morală, civism, o lecție în care familia a fost prezentă în toată splendoarea ei, familia celor în cauză. O lecție între doi stâlpi ai societății politice românești. Unul din stâlpi este, ne-am obișnuit, domnul Simion de la AUR, dar la el deja nu mai există niciun fel de alte așteptări decât cele pe care le cunoaștem. El are limbajul lui, modalitatea lui de a acționa în Parlament. Și un domn care se cheamă Alfred Robert Simonis, deci Alfred Robert Simonis, și este pe funcție mare, mare, mare de tot în PSD, în Camera Deputaților. Și că s-a apropiat de el domnul Simion, deci domnul Simion și domnul Simonis. Așa, și familia tradițională, ca să spunem așa. Ăsta e titlul de emisiune, dacă cineva vrea să-l pună. Deci Simion și Simonis și familia tradițională în Parlamentul României. Deci, cei doi băieți au avut o discuție intelectuală, moralizatoare, acolo lângă tribuna. Domnul, te rog, Bogdan, te rog frumos să pui această prea frumoasă fotografie preluată din ziarul Comisaru cu niște corecturi de ale noastre. Acolo i-a spus Neaoș totu. Domnul Simonis a fost înregistrat când a transmis acest mesaj caracteristic unui politician trecut prin Ciuș și prin Dermon, care i-a spus domnului Simion ceva de strămoșii domniei sale, care trebuiau cumva animați, și, bineînțeles, și de mama domnului Simion, care trebuia și ea puțin animată. De asemenea, și-a exprimat dorința de a-și etala calitățile de pugilist, spunându-i șefului de la AUR, îți sparg dinții. Această expresie, îți sparg dinții, în politica românească, de după Revoluție, se pare că a avut o evoluție interesantă. Dar apogeul îl reprezintă acest băiat, Simonis, care și-a etalat întregile sale, toate cunoștințele sale de limba română și argoul limbii române, ca și acele cuvinte care se folosesc pe stradă și mai puțin pe la tribuna Parlamentului. Și domnul Simonis nu numai că îi spune, apropo de mamă, ce ar face el cu organul cu care gândește, nu vorbește, așa, deci îi spune, domnule, ascultă ce spun eu, că eu sunt om serios, am funcție în PSD, sunt tare. Ține minte treaba asta, că toți o fac. Ăsta este nivelul tribunei Parlamentului României între doi lideri. Între doi lideri, rețineți.
dacă Iohannis își dă demisia, își mai dă demisia și domnul Ciucă, ne putem trezi cu domnul Simonis președinte. Păi vă dați seama cum ne sparge el dinții la toți. Trebuie să avem grijă de mamele noastre. Și de strămoși, că tipul are și intenții necrofile. Acest domn atât de elevat în discuțiile sale politice este un exemplu tipic de om nou, de om realizat în politică, prin politică. El, o secundă, Bogdan, îți spun eu. Ah, trebuie să spunem că e și căsătorit și are doi copii. Deci copiii lui, probabil acum, îl întreabă, tăticu, ce ai vrut tu să zici cu aia? Aia cu spartul dinților o mai înțelege. Dar aia altă ce ai vrut să zici? Bun. Trebuie să spunem că este deputat de Timiș, da? Este președinte interimar al Camerei Deputaților, a fost vicepreședinte și este lider de grup până în 15 iunie 2023 al grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. Te rog să arăți, Bogdan, că n-am nicio problemă. Deci domnia sa este membru al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranța Națională. De aici chestia aia cu sparg pumnul, îți sparg dinții. Pentru că acolo trebuie să ai un om hotărât, domne. Păi da, te trezești cu Putin la graniță, pe cine trimiți acolo să ocupe de el, să-i spargă dinții? Pe domnul Simonis. Sau, mă rog, este membru al delegației Parlamentului României la adunarea parlamentară a NATO. Păi nu. Păi l-am ales după merite, un războinic adevărat. Deci, el de fapt a început războiul cu Rusia și noi nu știm, pentru că el spune că aurul sunt rusofil și să luptă și el cum poate. Bun, domnul este președinte al grupului de prietenie cu Republica Azerbaijan, este cu Emiratele Arabe Unite, vă aduceți aminte chestia aia cu Emirate Arabele. Făcută de clona doamnei Dăncilă. Este președinte al grupului de prietenie cu Republica Serbia, cu Republica Armenia, cu Japonia și membru doar, că aici, da, și la Japonia e doar membru și la Armenia membru, membru al grupului parlamentar de prietenie cu statul Israel. Deci acest personaj politic greu ne-a ținut o lecție pe care trebuie să ne-o reamintim de fiecare dată când îndrăznim să spunem, băi, știți ce a zis el? Dom'le, că ăsta a zis ceva, că, stați ca să nu greșim, Bogdan, te rog să ieși, ca să nu dăm vreo prostie, da? Iar domnul Simion a zis, serios, ia să vedem, băi, lichea politică, da, domnul Simion s-a zis că domnul Simion a zis la începutul ședinței, citez, am să o violez pe Măta. Deci, după cum vedeți, aleșii noștri, nu putem să-i învinuim că nu sunt patrioți, pentru că ei se raportează tot timpul la strămoși. E adevărat, domnul Simion la strămoșii domnului Simonis, domnul Simonis la domnului Simion. Fiecare însă are așa o chestie de violență sexuală care e destul de ciudată pentru niște parlamentari, altfel destul de moleșiți în faptele lor. Da, să revenim. Cine este domnul Simonis? Ia să-l încercăm noi să-l luăm de la școli. Te rog, Bogdan.
Deci, aflăm că domnul Simonis a făcut științe juridice, facultatea de drept, la Universitatea Tibiscus din Timișoara. Ce să mai spun? Este și după aceea a fost pregătit pentru funcții mari în stat. A făcut cursul Securitate și Bună Guvernare. Unde? La Colegiul Național de Apărare. Deci acolo sigur a făcut și niște lecții de cum fugi mai bine sau carăte. De aceea chestia asta cu sparg dinții e așa. După care s-a specializat în politică externă și mai ales, rețineți, diplomație. Bă, diploma băiatul ăsta la Institutul Diplomatic Român. A făcut un curs de perfecționare, că el deja era diplomat de la naștere. Ceea ce se și vede. Bun. Haideți să vedem un pic cariera lui, să spunem așa, politică. Din 2001 până în prezent este membru al Partidului Social Democrat PSD. În 2003, deci era deja membru din 2001, până în 2004 a fost președintele Liga Elevilor Social-Democrați din Timiș. Adică a luat-o de mic. Aia cu pionierii nu mai băgăm. Da, o băgăm pe asta cu nou UTC, ca să spunem așa, sau cum să-i spunem, TSD. Da? După care ajunge președinte al Tineretului Social-Democrat TSD Timișoara, merge, urcă în, așa, și ajunge președinte interimar al Tineretului Social-Democrat din România. Am mai avut niște petreceri date pe la, așa, în care băieții ăștia erau cu dânsa întrânsa și cu ea în gură. Dar asta e, na. Ajunge președinte executiv la Organizația Județeană Timiș și acum e dita mai președintele Organizației PSD Timiș, luându-i fața parcă domnului Grindeanu, sau nu știu dacă nu-i, și ăsta e pe acolo. Da. Deci, acest personaj, Bogdan, mai spune odată ce-o zis acolo, mai pune odată ce-o zis băiatul ăsta. Deci, nu pot să repet, dar vă dați dumneavoastră seama cam care este, să spunem, nivelul la care se discută de la tribuna Parlamentului. De hai să vedem profesional ce a făcut, că el a făcut științe juridice, dar profesional în 2006, când era deja student la Facultatea de Drept din punct de vedere al învățării și președintele Tineretului Social-Democrat din Timișoara, ajunge director la SECE Baicoz Com and Dist SRL. A director. În 2012, că deja avansase pe ramură, ca să zic așa, pe ramura politică, devine consilier municipal la Timișoara. Și tot în 2012 până în 2015, băiatul, dacă merită, merită, a fost director executiv la Aeroport Internațional Timișoara, Traian Vuia ESA. N-a fost pus politic acolo, că o să fie pus politic acolo. Avea o vastă experiență de jurist, terminase facultatea de drept în 2009. Și în 2012, deci, a avut o activitate ca director la Baicoz, era să spun altfel, doamne, Com and Dist SRL, deci, a ajuns director executiv la aeroport până în 2015, după care au zis ăștia, bă, Malaiu e cam mic aici. Băiatul ăsta are perspective mari, nu? Adică, ia hai să-l punem director regional la Smart, Esat, Sicursa, la Timișoara. O să spune, băi, Smart, ce sunt ăștia? Televizoare? Na! Ăștia sunt așa o chestie care trăiește pe lângă, dacă nu mă înșel, nu vreau să greșesc, Transelectrica, dacă nu mă înșel. Sunt așa un fel de divizie de mentenanță a lui Transelectrica, primez niște contracte de te sperii, și funcțiile de director general, directorii de pe la centru și astea din sucursale sunt politice. Am avut și prin neamț oameni care s-au distrat la Smart și poate revenim asupra subiectului odată, că-s băieți buni, tare. Acum ați realizat toți.
După care l-au făcut din nou consilier municipal și a ajuns în Parlament. Ăsta este domnul Simonis, altfel băiat bun. Băiat bun, merită votat, pentru că știi că ai un om hotărât acolo, domnule, ăsta te apără, nu te lasă. Cum adică? Deci dacă are curaj să bată și cu Simion, deci n-ai ce să... Da. Uitați-l un pic aici, că aici se vede mai bine când o să poată schimba Bogdan, o să-l vedeți. Deci băiatul ăsta chiar merită să fie în grupul ăla cu NATO, adică să reprezinte, să fie în NATO acolo. Cred că domnul Joană simte amenințat postul de secretar general adjunct la NATO. Deci domnul Simonis chiar merită, nu că n-ar merita și domnul Simion, dar dacă vă uitați un pic cu atenție, ei chiar aduc unul cu altul așa un pic. Ah, ăștia, și gata, ieșim din această chestie. Deci, cei doi domni ne arată nivelul la care se află societatea românească. Ei au ajuns acolo fiind emanația unor voturi. Să nu credeți că atunci când sunt în afara Parlamentului discută altfel. Exact la fel discută. Și într-o perioadă în care elevii de școală gimnazială nu știu, nu știu ce poezie de Coșbucă, da? Nu pot să cer, dar știu toate versurile de la maneliști. Asemenea limbaj te face erou și ți-aduce voturi. Ăștia sunt viitorul politic al României. Scuzați-mă, dar mie cel puțin nu-mi place. Și acum, ca să ne distrăm, cu adevărat să ne distrăm, vreau să vă arăt, colegul meu Bogdan Călian a fost sâmbătă la un, nici nu știu, conferință de presă, colocviu, dare de seamă și alegeri, nu dare de seamă, fără alegeri, la o întâlnire a, cum să spun eu, unei alianțe socialiste cu Partidul Socialist Român în frunte, unde președinte este un domn Constantin Rotaru, care a venit la Piatra Neamț, e și domnul Bărbuleț, liderul filialei aici în imaginea asta, și a ținut un speech mai lung în care a vorbit despre capitalismul care este acum în România, despre valorile socialiste, comuniste și ce propun ei în perioada următoare. Este foarte interesant să vedeți ce s-a vorbit atunci, ce s-a vorbit înainte, ce v-am spus eu, și ce vorbește domnul ăsta, că el le zice bine, seamănă la discurs cu domnul Pușcașu, dacă vreți. Bine, punem ca să puteți compara, că unii dintre astea nici nu știți cum se vorbea pe vremea aceea, că vin alegeri. Bogdan, eu o să încerc să dau drumul la acest material. Vă invit să-l vedeți și poate îl și comentăm. Acum ia să vedem dacă merge. Da. Acum vreo 15 ani se vorbea mereu că trebuie să avem un număr mai mic de partide, partide puternice. Atunci existau numai 33 de partide, au băgat 17 partide la dizolvare. Ai deja tot ce e mai important acasă. Îți aducem noi restul. Sezamo, supermarket online. La Imobiliare Finance te ajutăm gratuit să-ți găsești un credit pe măsura ta. Ținem cont de dorințe, dar ne uităm și la Constituția veniturilor. Dar când au văzut că pe scena politică din România au rămas numai 17 partide, printre care și Partidul Socialist Român,
Curtea Constituțională a găsit că el este neconstituțional ca un partid care vrea să conducă România să fie înființat cu susținerea 25.000 de membri și au zis ei că, spre deosebire de o asociație sau o fundație, un ONG din ăsta, unde ai nevoie de 26 de susținători, de membri, un partid poate fi înființat cu 3 membri. Și din acel moment avem peste 300 de partide. Partidul Socialist Român, împreună cu Partidul Social Democrat al Muncitorilor, a reușit o performanță, eu spun, notabilă, pentru că acum aproape 2 ani am înființat Alianța Politică România Socialistă. Și culmea, ca simbol electoral, fosta stemă a Partidului a Republicii Socialiste România. De ce am reușit această performanță? Pentru că ai noștri conducători sunt convins că nu au fost atenți și n-au dat dispoziție la magistrați să dea o hotărâre într-un sens sau alt. Și atunci magistrații judecă după lege. Deci legea ne permite. Au dat hotărârea judecătorească și am împărțit scena politică în două. România capitalistă de azi și România socialistă cu care venim noi. Care este diferența între România capitalistă și România socialistă? Lucrurile sunt foarte simple. Au trecut 34 de ani. Ce ne-a oferit România capitalistă? Șomaj. Sărăcie. Lipsa locurilor de muncă. Irresponsabilitate. Droguri. Lipsa locurilor de muncă. Droguri. Infractori în funcțiile de conducere ale statului, la cel mai înalt nivel, și aici nu trebuie să trecem peste. Uite, avem un președinte. Dacă n-ar fi avut metru cub de dosare penale, să știți că n-ar fi ajuns președinte. Și atunci, și ăsta este un motiv pentru care el, timp de aproape 10 ani, este acolo, dar tot timpul a tăcut din gură, n-a avut niciun fel de treabă, n-a făcut altceva decât să răspundă la ordine și atât. În rest, nimic. E, nu. A mai făcut câte o excursie. Și acum, ce face? Ce vă mai și, uite, zilele trecute, după ce în presă au apărut tot felul de lucruri, că el a plimbare, el a dat o declarație, am putea noi spune, surprinzătoare. Zice, am fost în Africa pentru a relua relațiile foarte bune pe care le-a avut România odată cu acele state. Da? Noi am avut relații foarte bune înainte de 1989, aș putea spune cu toată lumea. În 1989, dumneavoastră n-aveți de unde să știți, dar vă spun eu, România a făcut export în 146 de țări. 146 de țări, printre care în Statele Unite, în Franța, Anglia, Germania și așa mai departe. Întrebare, păi ce export a făcut dacă România nu era industrializată? Era vedeți foarte, cum foarte apare contradicția? Foarte. Era foarte industrializată. Și la ora actuală, că tot așa fac trimiterea acum la Iohannis, mai spuneau unii că să se reia relațiile economice. Oameni buni. Iohannis, chiar dacă vrea ca să se reia, să repună relațiile economice în mișcare, nu mai poate. Și știți de ce?
Nu mai are cu cine. Dintr-un motiv foarte simplu. Păi noi nu mai avem economie. Nu mai are cu cine. Statul român nu are, nu mai produce. Sunt străinii care produc aici. Păi ce să meargă el și să spună, băi, uite, austriecii au luat pădurea și fac ea mobilă. Sau au luat petrolul și uite, puteți să luați petrol. Păi asta n-are. Austriecii își rezolvă ei problemele singuri. Și mai mult decât atât, am făcut parte dintr-o comisie de anchetă la Banca Națională în 1994 și există document în care se spune foarte clar că la 31 decembrie 1989 România avea de încasat 17 miliarde 600 de milioane de dolari care au dispărut. Acei 17 miliarde 600 de milioane de dolari, să știți că astăzi ar fi valorat peste 176 de miliarde de dolari, că dolarul s-a devalorizat. Dacă România, care până în aprilie 1989 reușise să achite o datorie cu dobânzi cu tot de 21 de miliarde 400 de milioane și acum avea de încasat și industria mergea și toate mergeau, vă închipuiți unde am fi fost? Ar fi fost cu totul și cu totul altceva. Mi se spune de 34 de ani că în decembrie 1989 ne-am câștigat toate drepturile și libertățile. Eu pun această întrebare, am pus-o de sute și sute de ori, la sute și sute de persoane. Într-un procent foarte mare, răspunsul a fost, da, ne-am câștigat. După care, pun întrebare. Care drepturi și libertăți ne le-am câștigat? Le-am câștigat, adică... Deci, cine dorește, va vedea întreg materialul pe Mesagerul sau în YouTube pe Mesagerul. El merită ascultat și analizat. Rămâne la întrebarea domnului Rotaru. Ce drepturi și libertăți ne-am câștigat? Păi, ne-am câștigat dreptul de a alege pe cine vrem noi. Ne-am câștigat dreptul de a vedea de la tribuna Parlamentului în jurături cum nu le auzeai nici la birjarii de pe vremuri. Da, știți, birjarii conduceau atelaje. Ăștia ne conduc pe noi. Puteți urmări întreg materialul cu domnul Rotaru și socialiștii domniei sale și analiza capitalismului românesc pe postarea din Mesagerul și în YouTube. Eu vă spun o zi frumoasă și să știți că pe dezbaterile parlamentare ar trebui CNA-ul să aplice chestia aia. Atenție, limbaj licențios sau alte asemenea atenționări, dacă ele credeți că mai sunt necesare în România. Cele bune! Să fiți sănătoși și să ne vedem mâine dimineață în altă emisiune. Numai bine!